halucinant. Surdomut, amendat de jandarmerie pentru ce a scandat lozincii la congresul PSD. Jandarmeria a împlicit amenzi după congresul PSD din 10 martie. Mai multe persoane au fost amendate pentru ce au îndrăznit să vorbească împotriva socialdemocraților. Printre ele, Ion Cecean Surdomut. Majoritatea amenzilor au fost de 500 de lei date pentru participare la contramanifestație, sublinierei scandri de lozinci împotriva persoanelor care urau legal activitatea la congresul PSD, informează Pochitimes. Un cetan care a mai subliniereat mesajul scris Liviu Dragnea, reales la al 14-lea congres, s-a ales cu amenzi de 1000 de lei. Culmea, un cetan Surdomut, Ioan Duia, acuz ce fost sublinierei el amendat tot pentru scandare de lozinci, cu suma de 2000 de lei. Protestatarii acuză tentativ de intimidare a jandarmeriei, mai ales ce protestul fusese notificat. De sublinierei protestau pa subliniere mic, 3 protestatari au fost luați sublinierei agresați în duba de jandarmerie, apoi dus sublinierei la secție sublinierei amendați pe motiv ce au strigat termenul penal la portavoce. Prin posubliniere ta de azi, mai mulți protestatari primesc amenzi de la congresul PSD, fără să fi fost legitimați. De asemenea, la congresul PSD am fost martor când o dubă jandarmeriei a lovit o protestatar de subliniere și circulația era oprit. După ce protestatar a fost lovit, aceasta a cerut explicații subliniere oferului, dar acesta nici măcar nu a coborât din masă sublinierei. În schimb, alți jandarmi au sărit pe protestatar să o agreseze verbal sublinierei să o înture de la locul accidentului. Oferul dubei jandarmeriei s-a ascuns în spatele dubei, iar în locul lui a venit un alt jandarm, a declarat-o protestatar, pentru Epoch Times.